ziua, bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni! Astăzi o ediție specială, nu luăm dedicații. Suntem oameni dragi în comuna Avram Iancu, în satul lui Avram Iancu, Crăișorul Munților. Bună ziua! Ce faceți? Băi, când zic bună ziua, zice stăte odată bună ziua, bine? Hai, bate-vă puterea vinului! Ia uitați aici, hai? Oameni buni, în Avram Iancu, cine să ne întâmpine mai drag decât ulnicăresele din Avram Iancu? Ia uitați-vă, domnul. Încep din partea asta că sunt cele mai tinere, ca să n-apuce. Bun, cum vă cheamă? Mă numesc Eugenia Gavra, din comuna Avram Iancu, poștășița satului și când și la tulnic aici. Dar nu, acum ești la pensie. Nu? Nu. Nu? Cum poștașe nu ești la pensie. La pensie la 5-7 de ani? Pe alții la 42, doamnă. Asta e? A, nu sunte. A, iau tulnicul în altă parte, da. Uită-te la tânără, păr cărunt. Bun, și gând bolund, da. Cum vă cheamă? Coroiu Maria. Doamna Maria, de cât timp luptați cu... De 82 de ani, de când merg cu tulnicile. De la 6 ani. Ani? 88. Noastră suntem normale, doamne? Nu, normală. Băi, frate. Că dacă n-aș fi normală, n-aș fi aici. Bată-vă bine, 88 de, băi, de 82 de ani. 82. Și dar la pensie nu s-o recunosc cu nimic. La pensie, când am fost casnică, n-am pensie, am după bărbat numai. Deci, dacă ați avut tot săracul bărbatul. Tot el îmi trimite. Tot el trimite, bun. Uite aici, dumneavoastră, uite ce tânără e și roșie în bucile obrazului. 48 de ani, botarat, Marinela. 48. 48, bun. Așa, croitoreasă. Croitorie. Croitorie? Da. Mamă, i-ai croit pe mulți? Nu prea, că acum trăiască internetul. Dar câți copii aveți? Doi. Și ei cântă și ei la tulnic? Fetița. Fetița, da? Și ei începătoare. Da? Bun, stai că ajungem noi și la... Nu e moment aici. Ghilimele la satana trupei. Stai un pic. Dar, opa, dumneavoastră câți ani aveți? 18. 74. 74? Da. Aha. Și ați fugit de acasă ca să nu... Să nu mă prindă bătrânețea, să fiu mai tânără. Da. De cât timp sunteți? De la 14 ani, de când am cântat în tulnic și am fost cu domnișoara Pogan. Așa, la concurs. Da, la concursuri. Am fost chiar și... După aia m-a întrerupt, că am crescut patru copii, am fost casnică
Și după aia am început din nou și îmi place foarte mult tulnicul și am cântat din copilărie. Bun. Și vreau să învăț și pe nepoata, că am o nepoată acasă de 8 ani, nu e aici, de 8 ani, de 8 ani și încerc să o învăț ca să duc mai departe tradiția, că îmi place foarte mult tulnicul. Tulnicul, oameni buni, este, impropriu spus, telefonul mobil al oamenilor de aici. Bun. Ia uitați că am zis ghilimele, satana formației. Mulțumesc! Și pe, cum se spune, pe calibru meu, deci nu mă eclipsează. Cum vă cheamă? Mă numesc Drăgoiu Titiana, da? Lucrez la Școala Generală Avramiancu, îngrijitoare, și mă bucur cu aceste fete care le-am învățat în 4 luni de zile, dar o să învăț și fete mai mici ca să ducem tradiția mai departe. Dumneavoastră de cât timp cântați? De la 14 ani. De aia vreau să le învăț și pe ele de la 14 ani. Băi, fii atent, vă pun o întrebare. Da. Pe fetele le încurc, nu le întreb pe ele, că ea spune, ce învață copiii la școală despre Avramiancu? Acum? Da. Nu sunt profesor de istorie, de geografie. Dar trebuie să știe. Da, învață că este marele erou. Doamne, eu i-am învățat, acum i-am pregătit, știi? Da. Asta, bun. Marele erou al vostru, al nostru. Al comunei noastre, da, și al tuturor. Da. Mai are neamuri pe aici? Da. Cred că și eu puțin sunt din rădăcinile lui. Pe maică mi-a o chema Iancu Eva. Și este din satul Helereș, din comuna Avramiancu. Oameni buni, Avramiancu are 33 de sate, crânguri și nu mai știu cum. De-aia s-așa rea de gură, da, stră nepoata lui Avramiancu. Stră nepoata, bun. Bun, tu ai intrat la tinere? Da. Bun, cum te cheamă? Pogana Vinia. Hai să ne întoarcem spre camere. Deci tu ești neamcu, doamna Pogana? Da. Da? Așa, ce clasă ești? A noua. A noua ești? Unde ești la școală? În Câmpeni. În Câmpeni? Și de Avramiancu când ai auzit? Păi, de când m-am născut. Ai, nu, da? Da. Bun, auzi, nu te mai întreb, că am vrut să te întreb ceva, dar o întreb pe ea că râde, știi? Bine? Clasa noua. Da. La Câmpeni. Da. Tu? Întoarce-te încolo. Buzgar Mirabela. A, așa. Tu ce clasă ești? Clasa 8-a. Tu ești a 8-a? Da. Mamă, dar cresc copii. Eu, bun, bravo. De Iancu, ce știi tu? Mai deosebit. Hai că am încurcat-o acum, rup. Păi... Știi anul ăsta câți ani se împlinește la naștere? 200. E, ai scăpat, uite, ai trecut clasa, bravo, 200 de ani, de-aia am venit și noi aici. Vin și alții mai mult, da? Bravo. Da. Așa, bă. Tu? Gligor Mirela, Maria. Și tu ești cu... Dar cine? Unde era Maria Gligor, doamne? Unde era ea? La Câmpeni, nu? La Câmpeni, da, vezi că mă încurc. Da? Și clasa? A 8-a. A 8-a, tu? Da. O să fii basketbalistă, că ai... Da. Da? Bun. Ia zi, de Iancu, ce știi tu? Când s-a născut. Știi când s-a născut, da. Da. Pe când s-a născut? 1824. Da, bun, ai, dacă știi când s-a născut, e bine. Că data nu i-am pretrecut-o noi acolo, dar mă rog. Da. A, și tu, în sfârșit, cineva mai pe... ne înțelege mai bine. Cum te cheamă? Cristi Alexandra. Uite-te acolo, că se uită băieții, să fie, toți stau acum să uite la Alexandra. Ce clasă ești? A noua. Băi, numai ăsta, 8-a și a 9-a sunteți aici, da? Unde? Da. Tot la Câmpeni? Da. La ce liceu? La Colegiul Național Avramiancu. Păi la Avramiancu, trebuie cum să fie la Câmpeni, Sergiu Vitalean Vaid. Avramiancu, că el e acolo. Bun. La istorie ce notă ai avut? Anul trecut am avut 9 și anul ăsta vedem. Încă te mai hotărâși dacă anul trecut. Bun. Ia zi, ce vrei să te faci când e fi mare? Mare. Nu m-am gândit încă. Ai, nu te-ai gândit ce vrei să... Cam atulnicărea să ești. Da. Dar de ce? Te-a obligat să vii de la școală la tulnic? Nu. Nu? Bun, atunci e bine. Da. Bă, succes! Ia luați voi tulnicele, că așa vă stă bine, oameni buni. Și pentru că este anul în care se împlinesc 200 de ani de când s-a născut Avramiancu, v-am pregătit o piesă care a circulat înainte vreme, dar altfel, în zona de aici. Doi falnici oameni din părțile acestea de țară o să interpreteze. Tată și fiu. Fiul este Andrei, trece clasa 12, îi prinde premii precum câinele de păduc. A luat premiul, acum a venit de la Târgoviște, a luat premiul 2 acolo. El e Andrei și tata este Mircea. Tată și fiu, Andrei și Mircea Târziu. Cântecul se cheamă, sună tulnicul pe creste. Aplaudați-i că merită!
peste, amintind de doina lui și de tot ce românește de nepoții Andrului. Haideți, feciorii, după mine, bravi în țara moților. Visul Iangului ne ține strâns unii sub tricolor. Dorm, codrul tânjește, oastea-i mică, somn-i greu. Haide, Iancule, trezește țara și Ardealul meu. Haideți, feciorii, după mine, bravi în țara moților. Visul Iancului ne ține strâns unii sub tricolor. Să se înalțe tricolorul, fie lupta cât de grea. Să renască iar poporul, neamul meu și țara mea. Haideți, feciorii, după mine, bravi în țara moților. Visul Iangului ne ține strâns unii sub tricolor. Dumnezeule din ceruri, să ne ajuți, Părinte Sfânt, și pe Iancu-ni-l trimite încă o dată pe pământ. Haideți, feciorii, după mine, bravi în țara moților. Visul Iancului ne ține strâns unii sub tricolor. Haideți, feciorii, după mine, bravi din țara moților. Visul Iangului ne ține strâns unii sub tricolor. Am doi invitați la masă. Domnul dinaintea mea a luat microfonul. De ce ați lăcrimat? Am lăcrimat pentru jertfa lui Iancu. A fost un biruitor, chiar dacă oamenii au socotit că a fost înfrânt, a fost un biruitor. Și m-a impresionat. Ca orice om, ca orice om mare, l-a omicit cei din jur. Da, dar e mare. E uite, mare. Oameni buni, am filmat la Casa Memorială a lui Avram Iancu. O să vă arătăm, să vă uitați acolo, că să vedeți interioarele din muzeul Avram Iancu. Acum le dăm din nou din platou, din studio. Dumneavoastră, cum vă cheamă? Ile Ionatan. Ionatan Ile. Dumneavoastră? Ionuț Moșă. De unde sunteți? Din Sâmbăteni, județul Arad. Opa! Atenție, dumneavoastră, domnul Moș? Din Cluj. Din Cluj, de pământ? De pământ, din Maramureș, din Rogoză. Din Lăpuș? Din Târgu Lăpuș, da. Dumneavoastră? De acolo. Tot de acolo, născut, iar da. Nu făcut, cum se zice. Da, bun. Ei, haideți, oameni buni, că nu pot trece de aici să nu vă citesc ceva, că nu prea știu soliști. Toți cântă despre Avram, e chiar o modă să cânt mare, frumos, că dacă cânt despre Avram, Iancu te acceptă toți, cum... L-avem pe Avram. Ia uitați un cântec, de patru versuri vă citesc, se spune că le cânta Avrămuț în ultima perioadă, atunci când era, când pârghia
lui psihică a mai cedat câteodată, dar n-a fost nebun. Nu vă luați după ăștia. Supărarea a fost mare. Cum ar fi în ziua de azi, mai avea câte o depresie. Păi cum să n-ai nemulțumiri? Ia uitați ce zice când taie el din gură. Frunză lată de pe baltă, fostul meu și bine odată. Dar s-a întors frunza pe tău și am ajuns la mare rău. Așa cânta Iancu. Vreți să vă mai zic ceva? Ce zice oamenii? Uitați ce zice oamenii. Când pe Iancu-l pomeniți, fiecare așa să știți, să-l pomeniți în gerunți, cu lacrimi în ochi și pe frunți. Numele când îl rostiți, ca pe o rugă să-l șoptiți, ca pe o rugă în gând mereu, ca pe bunul Dumnezeu. Ba de un, nu știm cine-i, creatorul anonim, dar a spus cam ce nu spun mulți. Bun, ați văzut imagini de la muzeu de acolo și acum eu o să vă spun altceva. Dacă tot am venit aici, în Avram Iancu, noi nu suntem la casa muzeu al lui Avram Iancu, suntem la casa memorială a părintelui Iosif Trifa. Părintele Iosif Trifa. Înțeles? Da? Atenție, caru, mai încet că vă aud în urechi. Părintele Iosif Trifa este cel pe care dumneavoastră ar trebui să știți ca omul datorită căruia, în primul rând al lui Dumnezeu, dar dintre noi a apărut oastea Domnului. Ce este oastea Domnului? Oastea Domnului este o mișcare duhovnicească în sânul Bisericii Ortodoxe Române. Deci nu-i sectar, cum zic unii. Nu. Păi însuși inițiatorul ei, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, era preot ortodox. Foarte frumos. Dumneavoastră, ce ne spune de oastea Domnului? Că după aia le spun ceva. Da, eu vreau să vă spun ce e pentru mine oastea Domnului. Prin părintele am înțeles că am un țel în viață și prin oastea Domnului am reușit să îl simt și să îl trăiesc. Asta e oastea Domnului pentru mine. Dacă ar fi să vă spun altceva, ceea ce ar trebui să trăim fiecare dintre noi. Cred că oastea Domnului nu e altceva decât, așa cum a spus părintele Iosif Trifa, găsirea și trăirea lui Iisus Hristos cel răstignit. Adică așa mai pe limbajul laicilor. Adică să trăiești în credință tot timpul, numai duminica când merg la Sfânta Liturghie. Așa-i. Ah, bun. Oameni buni, începem propriu-zis emisiunea pe care o dedicăm mișcării duhovnicești ortodoxe, oastea Domnului. Cu ce să începem? Cu imnul oastei. O să-l vedeți, este interpretat de un cor de ostași, ca să se cheamă, din județele Bazlui, Neamț, nemaipomenit. Uitați-vă!
acum să vă spunem, oameni buni, cine-i părintele, cine a fost, dar este în sufletul nostru, Iosif Trifa. Părintele Iosif Trifa s-a născut aici, la Certege, din părinții Dumitru și Anuța Trifa, care au venit de la Scărișoara. Părintele Trifa avea un bunic care a fost în garda personală a lui Avram Iancu. A fost la cartierul general de la Câmpeni și el a primit de la Avram Iancu o psaltire care purta semnătura marelui mitropolit Andrei Șaguna. Și Avram Iancu i-a scris pe psaltire când i-a înmânat-o lui Nicolae Trifa mângâiere pentru durerile moților. Și psaltirea asta a avut un rol foarte important în următorul traseu al lui părintelui Iosif Trifa. Școala generală a făcut-o în Certege, a urmat apoi patru clase la Brad și liceul a făcut la Beiuș, la liceul Samuel Vulcan din Beiuș. Apoi studiile teologice la Institutul Teologic din Sibiu. La vârsta de 7 anișori, Iosif a rămas fără mamă. Mama lui a sfârșit într-un mod dramatic, lovită de un tăuraș, și în cele 3 zile cât a mai trăit, l-a chemat pe Iosif și i-a înmânat psaltirea, însoțită de o promisiune. Citește-o că în ea vei afla mântuirea ta și a multora prin tine. E de înțeles, domnul Ionatan este printre fruntașii vastei Domnului. E de înțeles tot ce are emoții, da? E de înțeles, este printre fruntașii vastei Domnului. Toți au, o să vedeți! Ei străitori, deci fac parte din oamenii care trăiesc credința. Nu-s dintre aia, cunosc eu mulți, la care e mai mare claxonul ca motorul, știți? Ca să ne înțelegem românește. Bun. Ca să ieșim din momentul ăla sincer și frumos, că e creat natural, oameni buni, oastea Domnului, una dintre chestiunile frumoase pe care le-am descoperit-o când eram mic, era cântarea oastei Domnului. Aici avem un grup de ostași, ca asta se cheamă cei care sunt oastea Domnului, un grup de ostași, majoritatea din Cluj, dar de peste tot, de unde au venit? Din Cluj, din... De la Ighel, de la Alba, din Maramureș, din Bistrița. Din Timișoara, am văzut. Din Timișoara, de la Simeria. Așa. Cel care... Din Galați, vreau să spun și Galațiu. Da, domnul care a fost lovit... Ați fost la Galați. Am fost duminică, da. Să nu ne lăudăm că ne osândim. Cu ajutoare, oameni buni, a fost la Galați. Nu, acum atenție. Ascultați cum cântă oamenii aceștia. Ei nu-s cu studii muzicale, dar bate sufletul. Credința bate tot. Domnul Sebastian este cel cu chitara de acolo și el ostaș. Hai să auzim ce ne cântă. Cel
Mulțumim! E, uite, ați scăpat de emoție. Oameni buni, ei nu se întâlnesc să facă pregătiri muzicale, ei se întâlnesc să înalte o rugăciune și o cântare Domnului. Pe prim plan nu este calitatea interpretării. Cântă natural, firesc. Să nu uit de sponsorul nostru. Sponsorul emisiunii căruia îi mulțumim este restaurantul Chios din Cluj. Vă mulțumim! Domnul Moș, unde suntem concret aici? Îmi place să vă spun că gazda noastră e părintele Iosif Trifa. Corect. Pentru că ne aflăm în curtea casei părintele Iosif Trifa, casa în care și-a întemeiat familia. În, din Avram Iancu, atenție! Din Vidra, actualmente da. Avram Iancu. Așa e. Aici s-a căsătorit, aici s-au născut cei patru copii ai dânsului. Casa îi construit în 1870. Părintele Trifa a vândut-o în jurul anilor 30 ca să facă o investiție pentru suflet, pentru noi care astăzi suntem urmașii lui. El și-a vândut averea și casa ca să cumpere cea mai modernă tipografie din vremea aceea. Din Germania. Din Germania. La Leipzig. Așa e. La Leipzig. Ca să, la Leipzig, cum ziceai. Ca să poată tipări revista prin care dătea hrană duhovnicească poporului. Să ajungă poporului. La fiecare. Să ajungă. În anii aceia a ajuns la peste 10.000 de abonamente. Ceea ce înseamnă mult. Ceea ce însemna mult în perioada aceea. Și ea s-a păstrat și, așa sau cum? Și casa am cumpărat-o, am achiziționat-o din nou în anul trecut. Adică ostași și voluntari cu banii? Noi, da, toți. Din fiecare colț a țării am adunat bănuții și am cumpărat casa aceasta. Anul trecut, 2023, când a fost și centenarul astei. Oastea, părintele Trifa a avut călăuzirea Duhului prin, în noaptea de Revelion din 1922 spre 23, era pe rugăciune și prin, pe lângă fereastra casei în care se ruga, au trecut un grup de oameni obosiți. Obosiți. Adică beți, să spunem. Și atunci părintele s-a întrebat în sine, ce am făcut eu pentru oamenii aceștia? Nu pentru cei care vin la biserică și, și atunci părintele a zis, o începem și în primul a fost o hotărâre. Număr al ziarului Lumina Satelor, din 1923 face acum apelor. Vreau să vă întreb despre casă. Bun, casă. Ați cumpărat-o, dar nu arăta așa. Nu arăta așa, nu. Avem poze cum arăta, avea alt acoperiș, altă, altă imagine, altă cât învelitoare. Cât a durat renovarea asta? Păi... așa pe exterior am reușit anul trecut să o aducem în stadiul acesta, acoperișul și exteriorul, dar nu amenajarea curții și interiorul. Interiorul l-am terminat anul acesta, anul acesta... O să le și arătăm imagini. Vă rugăm. Stimați telespectatori, cred că o să aveți imagini de la, vorbim în limbajul nostru, de la Sfințire. De la Sfințire, 26-27 iulie anul acesta a fost inaugurarea, de fapt, de când e și deschisă și publicului. Bun, astăzi acum atenție, să dăm ceva de la noi, că le-am rămas datori. Uite, o să-i vedeți dumneavoastră, stimați telespectatori, un grup de tineri din Cluj. Vreau lângă Dumnezeu. Să fii
somn să glăsuiesc, vreau lângă Dumnezeu să fiu Viața părintelui Iosif Trifa a fost scurtă. N-a fost ușoară, dar bogată în împliniri. Domnul Ile, câți ani a trăit părintele? 50 de ani. 50 de ani. A fost operat de 7 ori, nu? Da. De ce boală suferă? Ce avea săracul? A avut cancer. Cancer. Da, și... Așa. Bun. Vă rog frumos să ne spuneți ce aveți acolo. Aici avem o mică parte din literatura oastei Domnului generată de părintele Iosif Trifa, care la rândul lui a fost un condei strălucit încă din studenție. Publica pe prima pagină a revistei Tribuna de la Arad, acolo unde publicau corifeii întregirii. Și a fost chemat la Sibiu, acolo de mitropolitul Bălan, să fie redactor la o publicație pentru popor, Lumina Satelor. Și prin această publicație comunica cu poporul, dar a fost o evoluție prin lucrarea Duhului Sfânt, prin părintele Iosif, fulminantă. În 15 ani de activitate, oastea Domnului număra peste 300 de mii de membri. Și în scrierile lui comunica și astfel a descoperit talente, pentru că literatura părintelui și oastea Domnului în fond a adus o literatură nouă, duhovnicească, o muzică nouă, cântarea populară, poporul cânta, slavă lui Dumnezeu. Și a descoperit și a lansat dintre poeți unul mare, Traian Dors, care a fost colaborator la redacție împreună cu Ioan Marini, învățătorul Ioan Marini. Și avem aici o grămadă de publicații ale lui Traian Dors, ale părintelui Iosif, atât poezie, proză, povestiri pentru copii, învățături teologice, carte de cântări pe note, ia uite aici... Să cântăm Domnului. Peste 2000 de poezii. Aici albumul cânte. La centenar. Un album. Opa, l-ați făcut dumneavoastră asta. Ia, da, ia uitați. L-am făcut pe baza documentelor
Bravo, frumos. Primite. Iar aici este, să spunem, dăm adevărul, sunt 8 volume, o ediție îngrijită de Ovidiu Rus, care da. Mi se pare de la Alba Iulia, de unde este? Da. Da? Cinste lui, o volume cu publicistică sau ce are aici? Aici are lucrările opera părintelui Iosif Trifa. Da, bravo lui. E, și ia să vedem noi aici. Ziceți noastră înainte că eu caut ceva la pagina 21 să vă arăt și o altă față, dacă mai țin minte. Așa vreau că să mă laud. Urmând... Eu le-am citit pe toate. Pe ascultate, dacă vreți. Bun, vă ascult. Deci, la ora actuală sunt o grămadă de scriitori care au scris despre părintele Iosif și lucrarea oastei Domnului. Ioniță Puiu, profesor, lector universitar la Iași. Poezia mistică românească. Poezia mistică românească. Florina Băcilă, tot cadru universitar. Avem aici Dorziana. Doamna Băcilă. Da, doamna Băcilă, Dorziana. Traian Dorz, avem mai multe volume de versuri extraordinare. Bun. Și mai avem, să nu-l uităm, pe Moise Velescu, da. Profetul vremilor noastre. Bun. E, patru volume. Patru volume. Bun, mergeți acolo ca să nu... Eu să vă citesc ceva, să vedeți că părintele Iosif Trifa nu era de, cum se spune, rupt de realitate. Pentru că, vă spun așa, în momentul când a început, prima dată s-a bătut cu ce? Cu alcoolul și cu sudalma. Asta ne... Fumatul. Fumatul a venit după aia. Exact. Și jocul de cărți. Jocul de mă rog, cărți. Cu asta s-a bătut pentru oameni. Că asta ne bântuia după război pe noi. Trebuie să spunem. E, și acum să vedeți ce zice aici, e foarte actual. A făcut și cu legere, scotea cărțului de pilde. Vă citesc una. Bine că am ținut minte unde e. E foarte actuală. Foarte. Cum s-a ales lupul primar? Poate să aleagă și președinte, că ne păstrează. Și parlamentar. Să aleagă ce s-o alege. Uitați aici. Lupul, vă citesc, dați voie. Lupul se duse odată la leu, regele animalelor, și îl rugă să-l pună primar peste oi. În același timp, trimise și pe vulpe ca să pună o vorbă bună pe lângă leoaică. Vulpe la leoaică, leoaică la lup. Mă rog. Nu se poate, lupule, răspunse leul, să fac acest lucru numai pe răspunderea mea. Voi aduna la sfat fiarele pădurii să aud și părerea lor. Și fură adunate la sfat toate animalele sălbatice. Nimeni nu vorbi de rău pe lup și toate votară pentru lup și la lesele primar la oi. Numai oile n-au fost întrebate. Leui uitase leul să le cheme și pe ele la alegere. De-aia mai zic eu și se supără unii, se supără, că mă și bucur, că noi, mai nou românii, votăm, dar nu alegem. Bun. Deci, să-l citiți dacă puteți. Să citiți cât puteți, excepțional. Pentru că părintele Trifa este omul care a spus să fi, dacă ești credincios, ești credincios toată viața, toată săptămâna și nu închizi duminică biserica, bași cheia în buzunar și ne întâlnim duminica viitoare. Nu. E, domnul Sebi, vă rog frumos, haideți să-i mai ascultăm pe cei din formația asta, corală, ad hoc aici, oastea domnului. Hai să-i vedem. Din cât
Mulțumim! Bă, v-aș aplauda, dar e prea frumoasă emisiune și parcă dacă aplaudăm, cum să aplauzi credința? Credința se trăiește. După care, așa e viața, a fost caterisit. Da, a fost caterisit. Nu spunem de ce, că nu e treaba noastră, e duminică, mă rog. A fost caterisit, a fost înmormântat cum a fost înmormântat, asta e viața. Cert este, deci, de către consistoriu ortodox mitropolitan de la Sibiu. Da, cu aprobarea... Dar după el a făcut, cum se zice, plângere și, și sinodul Bisericii Ortodoxe Române, patriarh era Miron Cristea. Miron Cristea. A validat, deci a rămas caterisit. Da. Reparația se face în... După Revoluție. După Revoluție. Până în 1992. 92, când sinodul Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea... La propunerea episcopului Serafim Joante. Acum e în Germania. Nu da, bun, în altul. Bun. Și, cum se zice, este preot din nou, ca să înțelegeți, în fața Bisericii Ortodoxe Române. S-a da. Făcut reparația, noi nu insistăm pe chestiunea asta. Nu e treaba noastră aici, la emisiune. Da? Bun. Așa, aici suntem și avem dublă legătură aici. Care e dublă legătură? E o legătură foarte frumoasă cu Avram Iancu, părintele Iosif. Odată este legat prin Iulia, soția lui, care a fost nepoată de frate a eroului, a Avram Iancu, și o legătură spirituală prin acea psaltire care a primit-o bunicul său de la, Avram Iancu, a ajuns la mama părintelui și de la mama părintelui la părintele Iosif, care în noaptea de Revelion a anului 1922-23 și-a adus aminte de prorocia mamei, care i-a spus, citește-o când avea... El a avut o cercetare puternică, lăuntrică, în noaptea aceea când a văzut psaltirea. Și-a adus aminte de ce a spus mama sa. Și psaltirea a ajuns de la Marele Mitropolit Shaguna, la Avram Iancu, de la el la bunicul părintelui, de la bunicul la i-a mama. Fost cadou de nuntă soției lui Dumitru. Și așa a fost aici, o legătură părinte, frumoasă. Părinte, veniți încoace, ca să vadă că nu-i tot pregătiți. Haideți lângă noi. Haideți, părinte, pe aici, pe spate, veniți aici. Uite, eu pentru că sunt foarte înalt, sărutăm dreapta, părinte. Stați dumneavoastră aici jos. Să fie domnul. Așa. Care-i salutul? Stați un pic. Spuneți, vă rog frumos, vă mulțumim că sunteți aici. Care-i salutul astei? Slăvit să fie domnul. Slăvit și răspundem? Și răspunsul. Răspunsul în veci ani. În veci ani. Da. Bun. Ce un salut foarte frumos. Și creștinii care au intrat în mișcarea asta, duhovnicească, se salută ostași. Așa. Părinte, cum vă numiți? Dan Nicolae, sau Nicolae Dan. De unde? Sunt născut în satul Ighel, județul Alba, și slujesc la Biserica Balomir, de lângă orașul Cugir, că da, e mai cunoscut, da, tot în județul Alba. Ziceți-ne de astea, de ce? Încă lumea mai crede, acum nu o să vă critic, stați un pic, că vă zic eu una de-a lui Vaida așa. Crede că sunteți pocăiți, pocăiți suntem toți. Ei zic pocăiți în sensul de sectar, adică că ați fi cu tare. Așa crede lumea, multă lume bună. Nu-i cazul. Ei sunt o mișcare în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Acum să vă spun o ceva, stimate doamne și distinsă. Problema este, noi știm că la biserică, doamne, mărg acoperite. Problema este că după ce ieșiți de acolo, luați câte o năframă mai ușoară, care seamănă cu a martorului Jehova, de pildă. Și omul cât de credincios, zice, clar, uite pe Maria, au trecut la martor. Nu a trecut la niciun martor că e ortodox. Ziceți dumneavoastră despre oaste, vă ascultăm. Vrea... Păi dacă, atenție, acum mă iertați că mă sprijin pe prezența dumneavoastră. Dacă era sectanț, ați văzut preoții au sfințit casa, ați văzut peste tot, tot cântăm în biserică, mai erau aici? Așa că frumos să nu vă mai aud că sectanți, nu? Da. În primul rând aș vrea să menționez și faptul că ne aflăm aici pentru că părintele Iosif a avut un vis. Și visul părintelui Iosif a fost de la Nistru până la Tisa, toți oamenii se întoarcă la Hristos. În al doilea rând, și al doilea vis care l-a avut părintele Iosif a fost ca Sfânta Scriptură și nu în zadar a venit cu Biblia aici, Biblia să ajungă în mâinile poporului. Și vreau să spun un lucru foarte clar. Dacă părintele Iosif ar trăi în ziua de astăzi, ar fi din nou caterisit. Să fie foarte clară treaba, nu intru în detalii, dar
Același lucru se întâmplă și astăzi. Dacă un om vrea să trăiască cu Hristos, în Hristos, călăuzit de Duhul Sfânt, îl acuză, cum a spus și dumneavoastră, că e sectar și că e pocăit. Ori biserica ne cheamă la pocăință de 2000 de ani. Nu ne cheamă la altceva. La trăirea voiei lui Dumnezeu în fiecare zi, așa cum a spus frumos adineaori. Deci, ce pot să spun eu? Mă bucur că dintre toți românii Dumnezeu a ales un preot care, eu spun, a trăit normal. Deci e normal să trăim cum a trăit Părintele Iosif. Dar ca și atunci și acum, oamenii numesc normal ce nu-i normal și numesc ce e normal anormal. Așa se întâmplă. Și îmi pare rău să constat lucrurile acestea, pentru că eu nu sunt Părintele Iosif și nici pe departe nu mă pot asemăna cu Sfinția sa, pentru că a fost un om al lui Dumnezeu, un om cu adevărat profet al lui Dumnezeu, care a vestit și a trăit Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că ceea ce a spus Părintele Iosif atunci este actual și astăzi. Să ne întoarcem la Hristos, să ne întoarcem la Dumnezeu, să căutăm să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu, o viață călăuzită de Duhul Sfânt. Și referitor la Sfânta Scriptură, Părintele Porfirie, un părinte contemporan cu noi din secolul trecut, a spus așa: Biblia este singura carte pe care ori de câte ori o citești, Hristos este prezent. De aceea, cred că și astăzi este actual această chemare la a trăi cu Hristos în lumea aceasta. Vă mulțumim pentru cuvântul nostru. E, am o surpriză aici, stați o pică, nu vă las eu cu ochii în soare. Ia veniți domnul Traian către mine, așa. Așa. Domnul Traian, ia ziceți-mi dumneavoastră, să ne uităm aici, să ne vadă și de acasă. Da. Câteva strofe, nu multe, de la Traian, oameni buni. Și îmi vedeți la televizor pricesnele. Acum dați-mi voie să mă laud. Primul CD de pricesne scos la Casa Națională de Discuri Electrecord după Revoluție, cu curaj, că toți fugeau de ele, este scos de mine ca redactor și interpret Cristian Pomohaci. Am avut probleme că la început zicea, domnule, dar de la Oastea Domnului. Majoritatea pricesnelor sunt de la Oastea, cântările Oastea Domnului. Să trăiască Oastea Domnului, Traian Dorz, Marini, Nicolae Moldoveanu, că a scris mult. Ia ziceți în dumneavoastră de Traian Dorz, așa câteva versuri. Așa. O, frații mei cu care alături am luptat, cu care am plâns alături și alături am cântat, ce ați fost cu mine alături în singuratec foc, cu care alături și eu muncit am la un loc, căci dragostea și Duhul unit uneau mereu. Când voi erați cu mine, cu voi eram și eu, simțind la fel aceleași suspinuri și cântări, în umbra și în lumina aceleași chemări. În veci de Domnul nostru fiți binecuvântați, de sfânta lui iubire în veci să fiți păstrați, de aceeași sfântă cauză mereu însuflețiți, să fiți în gând și în suflet și în cuvânt uniți. Amin. De Dumnezeu. Doamna, ia veniți încoace dumneavoastră, ia luați cartea asta și o să încântați, dar mă uit după altcineva că nu știu unde mi s-a ascuns. Haideți încoace. Întrebăm pe cineva așa, că nu vi se pare, nu toți arată la fel. Ia veniți lângă mine. Dumneavoastră, cum vă cheamă? Căuș Florin. Ia uite, domnule, neam cu Bogdan Căuș. Sunteți ostași? Da, sunt. Domnule, uite, ce meserie aveți așa? În comerț, lucrez în comerț. În comerț. De ce v-ați făcut ostași? Aș împărți în două părți răspunsul meu. În primul rând, copilăria mea, moment în care părinții mei m-au dus la biserică, la Sfânta Liturghie, la adunările Oastei Domnului. Dar, bineînțeles, că odată ajuns la școală, la liceu, oamenii din jurul meu, care, să zic, aveau alte valori, mi-au zis că viața mea mi se închide, că nu-mi trăiesc tinerețea. Dar într-un moment de cercetare, atunci când părinții mei totuși au insistat să-mi întorc la valorile și perspectiva nu numai unei vieți trăite pe acest pământ, ci și o perspectivă veșnică pe care mi-au dat-o ei, m-au întors la cărțile părintelui Iosif, cărți care pot să spun că m-au născut din nou, m-au convertit, m-au întors la Dumnezeu. Și a doua? Și a doua este viața pe care am trăit-o după acest hotar, după această naștere din nou, în care eu am reușit să-mi întemeiez o familie, să fiu un
să zic așa, un om din societate care să fiu apreciat, să fiu cinstit, să nu-i fie cuiva teamă că numai de lege m-aș teme și un om între oameni, departe. Cum zicea cineva. Așa, da. Și între oamenii buni. Între oamenii, cred bine, că toți oamenii vă mulțumesc. Sunt buni. Bine, mulțumesc. Să fiți pregătiți la aia. Oameni buni, a zis că de copil, fii atent ce surpriză am acum, a zis că domnul dinainte, domnul Căuș, a zis de copil cu tare. Uite, să vă uitați la televizor. Vă dau un grup de 4 frățiori, unul mai frumos ca altul. Sunt 3 surori, deci surori gemene, și un băiețel, Matei la mic. Uitați-vă acolo, când bunica ne citește, la dumneavoastră e rezolvarea. Hai! Frumoși copii, ați văzut? Excepțional. Să nu uit să mulțumesc sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Precis, Ștefan, să uite la televizor cu Angela. E, ați văzut copiii acolo? Nu minți! Copiii cei de acolo există, n-au fost adunați pentru clip. N-au fost... Stai lângă mine. Ia veniți încoace voi. Ia uitați. Haideți. Ia uitați. 3 fetițe, zici că-s la Xerox. Și... Prins le aplaudați, ei. Băi, cum te cheamă pe tine? Matei. Matei, bravo, mă, Matei, măi. Pe tine cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Simona. Naomi. Tu ești Naomi? Rebecca. E Rebecca. Haideți mai în față. Băi, fii atent, voi ați cântat acolo. Câți ani ai tu? 9.
Și toți aveți 27 de ani, 9 ori 3, 27, da? Bun. Și acum, tu câți ani ai? 6. 6, dar de unde ai? De unde ai? De la Dumnezeu, mă. Nu, fii atent. De la Dumnezeu. Da. Nu, cântăm cu bunica câte o strofă. Fii atent, păsărite, să vedeți, că nu i-am pregătit. Cântă tu prima, ia. Mi-aș dori să fiu exemplu în familia mea, cum a fost blânda Naomi pentru nora sa. E, acum să-l vedeți pe Prâzlea. Ia zi și tu. Ia, e rușine, a? Hai. Da, ia zi. Mi-aș dori ca și Matei să-l urmez și eu. Bravo. Bă, asta e el. Tu? Eu aș vrea ca Simon Petru lui Iisus să-i zic. De ce ea, da? Bun. Tu ai cântat? Vin aici la nenea Sergiu să cântăm. Ia zi și tu. Tu ce ai vrea? Ia zi, cântă. Eu aș vrea ca și Rebecca să ascult mereu, să ajut când mi se cere, chiar de este greu. Bravo, băi, aplaudă. Băi, dar fii atent. Voi mergeți la grădiniță. Mergeți. Nu, la școală, nu? Sau unde? Da, da, tu, tu? La școală. Mai jos fotbal, mai jos fotbal. Da. Ai, te-am văzut dimineața că el, cine crezi că fugea la pătrăpșana acolo? Zdang, brang, bun. Ei, bă, vă mulțumesc. Uite, bunica voastră cu care ați fost în clip, de unde? Din Răscruci. Din Maramureș. Din Lăpuș, da? Da. Bun. Și cum o cheamă? Ioana. Ioana o cheamă, am crezut că sunt bunica, cum să o cheme? Bunica o cheamă. Bun, eh, fiți atenți, am vorbit de Traian Dors, pe versuri de Marini, da? De Marini care era, a fost mâna dreaptă a părintelui, l-a chemat să se ajute acolo, bun. Ia, și, aia, care cântăm? Ajung viacurile alea multe? Da. Stai-s un pic, stai așa. Ia, țineți ăsta, eu vă țin așa, amândouă, și hai să vedem, ia ziceți. Ajungă viacurile multe în care fost am despărțit. Azi glasul lui Iisus ne cheamă, creștini, de ce nu vă uniți? Azi glasul lui Iisus ne cheamă, creștini, de ce nu vă uniți? Veniți, creștini, de pretutindeni, din orice neam și orice popor, să fim în veci uniți în Domnul, să fim o turmă și un păstor, să fim pe veci uniți în Domnul, să fim o turmă și un păstor. Cum vă cheamă, doamna? Mărioara Pop. Mărioara Pop, că aveți același număr de circulație. Păi da, ia stați noastră jos, ia veniți, doamna, încoace. Să vedeți, doamna, e foarte emotivă. Da, o treceți peste momentul ăsta. A zis că îmi spuneți două strofe dintr-o poezie piramidală. Vă rog. Da. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu nu știu, Doamne, dacă și alte cărări mai duc la cer vreodată, dar știu pe aceasta ce de viacuri e calea ta adevărată. Eu nu știu dacă și alții ce altfel cred și spun și învață vor mai vedea și în ce fel a ta veșnică viață, dar știu că cei ce învățătura de la început o țin într-una, făgăduința mântuirii o au de plin pe totdeauna. Mulțumim, cum vă cheamă? Gârboan Suzana, din Gădălin, județul Cluj, și am legământ cu Dumnezeu de la
14 ani, din 1973, 23 martie, anul ăsta am împlinit în martie 51 de ani de când sunt oaste, pentru că părintele meu, taicul meu, a fost de copil. Cunosc oastea de la început și am trăit minuni toată viața, de ajutor, de vindecare, de salvare, de îndrumare. N-am cuvinte, aș putea să scriu cărți întregi. Dar de ce plângeți? De emoție și da. Pentru că trăiesc ceea ce spun, pentru că știu și am trăit toată viața. Bine, viața. Mulțumesc. Oameni buni, vă dau acum o cântare. La asta trebuie să te ridici în picioare. Este din spectacolul Cântările Cerului, organizat la Cluj, de Mitropolia Ardeală, Tăleacului și Cluj de Bor, înainte cu mult iubitul nostru, înalt preasfințitul Andrei Andreicuț. Să vă uitați în față și cei mai mulți sunt oastea Domnului. Să vă uitați acolo ce cântă, o să aveți emoții. Hai!
Am ajuns la final. Ce vă auziți în spate sunt unicărețele din Avramiancu. Domnul Ionatan, un cuvânt, domnul Moș, vă ascult. Multă lume înțelege că a fi ostaș înseamnă o serie de reguli și restriștri, dar vreau să vă spun că nu e așa. O viață cu Iisus Hristos este cea mai liberă pe care o poți trăi și vă încurajez să o faceți. Mulțumesc! Domnul Ionatan! Cred că Părintele Iosif ne privește acum de undeva și se bucură, pentru că n-a vrut altceva decât poporul român să-L cunoască și să-L urmeze pe Hristos. Nimic în afară de Hristos nu poate garanta un destin veșnic. Mulțumim! Oameni buni, e o încheiere așa mai atipică. Ne-am scris-o aici. Să ne rugăm. Ne rugăm pentru noi, pentru toată omenirea. Ca Domnul Sfânt să ne ajute să învingem pe toți cei care vor să ne ia credința, pita și cântecul. La bună vedere!